Acuzat că privește cu dezinteres derularea lucrărilor din Bucium și Poatie, Mihai Chiric a precizat în ședința Consiliului Local de ieri că urmărește proiectele îndeaproape și se implică fizic la fața locului în rezolvarea provocărilor care au apărut în acest timp. Edilul Iașului susține că o parte din întârzierile care au provocat disconfort sunt de natură birocratică. Deosebit de activ pe rețelele de socializare, îndeosebi la evenimentele lipsite de interes pentru ieșeni, Mihai Chiric a omis să prezinte imagini de la cele mai importante proiecte de infrastructură derulate în Iași, din Bucium și Poatie. Că chiar dacă nu vedeți postări ca să vă aglomerez pagina de Facebook sau alte modalități de comunicare, suntem prezenți acolo. Săptămâna trecută a fost o ședință pe care eu am convocat-o și am făcut-o intersecții, cu remodelare la fiecare intersecție, cu găsirea soluțiilor de circulație, astfel încât să putem să satisfacem cât mai mult din necesitățile trafic pe Bucium. Fără tam-tam, fără pancarte, fără discuții de la oameni care nu se pricep și nu știu să numere nici roțile la mașini. În privința derulării proiectelor, Mihai Chirica susține că s-a încurcat în avize. Și procedura de expropriere a casei de pe colțul dinspre Trei Fântâni nu se poate. Am proiectat-o în 7.000 de moduri, curba trece prin casă. Asta e situația, o să intrăm în expropriere acolo și o să găsim o soluție. Proprietarul și-a dat de principiu acordul pentru a ceda proprietatea în vederea supralărgirii șoselei Bucium. Podul de la Vămășoaia zace în 6 cabluri care alimentează tot ce este în amonte cu curent electric, pe care tot încerc să le deviez. De-abia săptămâna trecută a venit avizul final și firma desemnată de către furnizorul de energie să înceapă să scoată cablurile de pe grinzile alea de beton, să poți să le extrag. Grinzile există, sunt făcute. Ați văzut că s-au montat și prichicii de beton pe care se instalează viitoarele grinzi. Pe partea cealaltă, la fel, aș fi dat drumul de mult la lucrări de amploare pe Socola, dar nu pot să o fac până când nu am varianta finală avizată de Direcția Regională CFR privind traversarea la nivel de cale. Cel mai ușor este să strici. Și până nu am drumul făcut de desubt, până nu vine avizul de la Ministerul Transporturilor, până nu văd executată lucrarea de traversare la nivel de cale a căi ferate, cu cele două bifurcații în lungul pasajului și prin cartier cu ieșire în Bucium, înspre intersecția de la fosta Moldomobila, nu pot să încep să demontez nimic pe podul acesta. Pe Poatie, lucrările sunt în grafic, potrivit edilului, deși șoferii își doresc urgentarea proiectului, ținând cont de valorile ridicate ale traficului. Astră, pe partea de Poatie, ați văzut, am început cu podul. Am găsit o soluție, de fapt era trecută de la început, privind modalitatea de executare a hidroizolației. Nu o să mai mergem pe membrane, o să mergem pe soluțiile de autostradă, cu spume pe oliuretanice hidroizolante, și în felul acesta izolația o să meargă mult mai ușor decât speram la început, după care trecem la etapele următoare. Un alt proiect imobiliar ce a vizat zona Bucium a fost scos ieri de pe ordinea de zi, astfel că nu a ajuns la votul Consiliului Local.